Fluctuațiile de temperatură și de umiditate sunt doar câțiva dintre factorii care duc la îngustarea căilor respiratorii, de unde și neplăcerile care se intensifică toamna și iarna în cazul persoanelor asmatice. Chiar dacă sub tratament simptomele specifice bolii se reduc sau dispar, acest lucru nu înseamnă că nu mai există riscul de apariție a unei crize asmatice. Una dintre primele măsuri de precauție pe care le poate lua o persoană asmatică este să țină sub control afecțiunea. Mai exact, cu ajutorul unor instrumente și materiale educaționale, persoana poate observa micile modificări în evoluția bolii și poate interveni la timp în cazul agravării simptomelor. O criză asmatică poate fi prevenită prin controlul regulat cu ajutorul unui aparat numit peak flow metru, instrument care măsoară cât de bine circulă aerul în plămâni. Crizele astmatice mai pot fi prevenite și dacă persoana evită pe cât posibil factorii declanșatori, printre care se numără alergenii, cum sunt praful mucenia, Gaiul, polenul unor plante, dar și infecțiile bacteriene sau virale. Acestea din urmă se pot preveni prin vaccinarea antigripală, dar și prin respectarea schemei zilnice a tratamentului recomandat de medic. Trebuie să luați măsuri dacă aveți următoarele simptome. În cele mai multe cazuri, criza asmatică debutează brusc la contactul cu unul dintre factorii declanșatori, viroză respiratorie sau alergen. Dacă aveți dificultăți de respirație, dacă apare tusea seacă și respirația devine sonoră, sau dacă aveți nevoie de pauze dese în conversație. 10% din crizele asmatice impun tratament la spital, respectiv terapie intensivă. În funcție de severitate, criza asmatică se poate rezolva și acasă. Condiția este ca a doua zi medicul specialist să fie consultat pentru ajustarea medicației.